Majoritatea participanților și-au cizelat singur talentul, iar Ana și Maria din satul Bașcălia Basarabeasca nu sunt o excepție. Am venit în Moldova Are Talent să ne vadă toată lumea ce putem, că ne-a învățat singur aceasta, nu ne-a ajutat nimeni. Moldova Are Talent înseamnă pentru noi o cale unde să ne arătăm ce putem. Poate cineva o să ne vadă și o să ne ia la Chișinău undeva să ne ocupăm. Bună! Sunteți prietene, surori? Prietene. Prietene. Și ce o să ne arătați astăzi? Gimnastica. Ok, succes! Visul vostru e să ajungeți mari gimnaste, nu? Da. Aveți și vreun idol? Părinții ne susțin, dar singure. Ok. Eu vreau să le spun ceva mamelor. Poftim. Aveți niște fete foarte talentate. Mai ales aia mică este superbă, splendidă. Voi o să aveți un viitor mare în gimnastică dacă o să continuați așa. Sunt bravi, singure se antrenează, singure fac cam stângaci, cam, dar bravo că ați venit la Chișinău, bravo! Mulțumim! Când o să veniți în etapa următoare, să ne pregătiți ceva, un spectacol, să vedem, să fie un subiect. Dar știți de ce? Pentru că din partea mea voi aveți un da! Mulțumim! Și eu da! Mulțumim! Și cum credeți voi, așa frumoase și talentate, eu ce o să spun? Da! Da! Îmi place că aveți încredere, aveți 3 de da, mergeți mai departe. Felicitări! Mulțumim!